în ziua a 26-a a lunii februarie. Pomenirea Sfântului Ierarh Porfirie, episcopul Gazei, a dormit în Domnul la anul 420. Sfântul Porfirie era din Tesalonic și a fost crescut în dreapta credință și în viața cea după Evanghelie. Pe când împlinea 25 de ani, și-a lăsat patria sa și s-a dus în Egipt și, intrând în pustia Schitului, s-a făcut monah și a trăit vreme de 5 ani în post și rugăciune după rânduiala monahilor. A mers apoi la Ierusalim să se închine sfintelor locuri, unde a întâlnit pe Marcu, un călugăr smerit din Asia Mică, și acesta, din tovarăș de drum, i s-a făcut ucenic al său. Căzând bolnav și aducându-și aminte că lăsase în Tesalonic multă avere pe care nu o împărțise la săraci, Sfântul Porfirie a trimis acolo pe Marcu. Făcând cum i se poruncise, acesta a împărțit săracilor o mare parte din avere și, vânzând lucrurile de preț, a adus dascălului său mulți galbeni pe care acesta i-a împărțit cu mâna sa la săraci, neoprind pentru el nimic. Iar pentru traiul său a învățat meseria de a face corturi, socotind, ca și apostolul Pavel, că cine nu lucrează nu trebuie nici să mănânce. Și lumina pe iudei și pe păgâni cu cuvântul său și cu învățăturile sale. Deci, auzind Ioan, al doilea, episcopul Ierusalimului, de numele bun pe care îl avea învățătura și viața Sfântului Porfirie, l-a chemat și l-a sfințit preot, încredințându-i paza crucii Domnului, pentru care Sfântul avea o mare evlavie. Și prin această ascultare, Sfântul s-a și tămăduit. Era pe vremea împăratului Arcadie și a împărătesei Eudoxia 395-408, când a murit episcopul din Gaza. Și atât episcopul Ierusalimului, cât și Ioan, mitropolitul din Cezarea Palestinei, luând în seamă cererea clerului și a poporului, au hotărât și au trimis acolo pe Sfântul Porfirie, sfințindu-l episcop de Gaza. Și era Gaza pe vremea aceea o cetate plină de păgâni și de mărețe și bogate temple idolești, iar creștinii erau săraci și puțini la număr. Și păgânii, necontenit, unelteau prigoniri împotriva creștinilor și a episcopului lor. Cu ajutor de la Sfântul Ioan Gură de Aur și de la împăratul Arcadie, Sfântul Episcop a izbutit să mai liniștească pe păgânii din Gaza și, cu daruri bogate de la împărăteasa Eudoxia, în locul celui mai mare templu păgân din cetate, a înălțat o frumoasă biserică. Și așa, cu mângâierea de a vedea crescând an de an numărul drept credincioșilor și micșorându-se mulțimea păgânilor, Sfântul Episcop din Gaza s-a mutat la Domnul la 26 februarie din anul 420, în vârstă de 72 de ani, după 25 de ani de păstorire. Iar viața lui a scris-o ucenicul său, Marcu, preotul.